Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou vlog pe canal. După cum vedeți, eu sunt deja îmbrăcat, capul meu stă în toate direcțiile astea pentru că de-abia ce m-am întors de la cardio, am uitat să mai iau camera cu mine că m-am dus încolo. Acum ar trebui să mănânc prima masă, ar trebui să-mi iau pastelele și tot ce trebuie. Azi vă iau cu mine pentru că n-am mai filmat de mult, azi dăm și o piept la sală, azi o să fie și mai chiar. Așa că haideți să vedem ce mâncăm. Da, deci înainte să mănânc mâncarea propriu-zisă, cam asta e prima mea masă. Am mai avut dimineață, bineînțeles, celebru greens, îl știți. Mi-am pus glutamina, aminoacizi și niște oțet din Mary. Și după aia am plecat la cardio direct. Eu nu mai pot de foame, iau imediat pastilele astea și mănânc. Ok, prima masă, deja toată lumea mănâncă ovăz de dimineață, știți, 125 de grame mai exact de ovăz. I-am pus pe aici pe deasupra niște scorțișoară în caz că vă întrebați. I-am pus mai mult apă să fie mai voluminos așa, pentru că mi-e foame. 125 de grame de ovăz, 10 de nuci și 25 de grame de izolat, pentru că am scos albușul, dar am rămas cu aceste două ouă și omlețică aici mică. Plus că îmi place masa asta, probabil una dintre preferatele mele. Și am revenit cu masa pre-workout în vreo oră și jumate, cam așa ar trebui să mă duc la sală. Și mai am masa asta, am 100 de grame de ananas, piept de pui, orez și ulei de măsline. Mănânc masa asta, o să încerc să beau cât mai multă apă acum înainte de antrenament, o să iau și niște pastile care să mă ajute cu digestia, pentru că nu am foarte mult timp până la antrenament, de la masa asta până la antrenament, adică ar trebui să aveți așa cam vreo două ore și eu am doar o oră și un pic. Mănânc imediat, clar mergem la sală, dăm piept, trebuie să dăm piept hardcore. Trebuie să ne bucurăm de off-season-ul ăsta și de perioada în care avem multă mâncare și să dăm niște antrenamente cât mai tari. Sunt și eu aici în apropierea sălii. Sunt, în schimb, în întârziere. Băi, dar este un frig, e un frig de mori! Și au și un pantalon scurt. The House of Pain. Și am revenit de la sală, da. După cum v-am zis, dăm un antrenament de piept, o să fie un antrenament destul de hardcore. Adică o să avem multe împinsuri, multe drop-uri, multe repetări, o să avem și volum și intensitate și ce vreți voi. L-am luat pe Cosmin aici cu mine de față, el deja dă, am început cu feederele, primul exercițiu e un pins la piept din înclinat, cu ganterile, ne dăm feederele și revenim. Hai, hai! Sus! Hai, hai, hai! Sus! Și... asta e, mă! Tare! Și... asta e! Hai, 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 hai! O încărca băieții buturugile. Bun, prima serie a fost o serie maximală, am încercat să pun cât mai multă greutate și s-o pot mișca, încercând să țin forma cât mai corect. Acum o să dăm un backup set în care cu o greutate mai mică o să dăm cât mai multe repetări, o să încercăm să ținem mușchiul cât mai tensionat ca să-l pompăm cât mai bine și ca să îl facem mare, practic.
Deci cam asta e maniera în care o să desfășoare antrenamentul ăsta. O serie tare, după care o serie în care îți dăm cât mai multe repetări să ținem mușchiul tensionat acolo. Tot cu Cosmin eram când am găsit bara asta, când am descoperit-o frumos, un pic curbată, o să ne ajute super mult să ducem, să facem o mișcare mult mai completă, mult mai complexă, mai lungă și să mă întindem mușchiul, întindem pieptul ăla la maxim. Vedeți imediat. Bun, rândul lui Cosmin. Dar ce, mai punem un 5? Mai punem un 5, nu? Da. Mai punem un 5, dă și Cosmin. Bun, acum ne-am mutat la împinsul ăsta normal, orizontal. Tot cu aceeași priză, tot cu aceeași bară. Să vedem ce este. Dar cum a aducem din spate deltoidul median, am mai adăugat un exercițiu la ziua de piept ca să obținem rotunjii mai bune de care avem nevoie, așa că facem lateralele astea de final. Bun, băieți, gata și sala, am ajuns acasă, nu mi-am mai mâncat crema de orez, am schimbat un pic planul, în sensul în care v-am mai prezentat și într-un vlog trecut, nu mai am crema de orez fix după antrenament, pentru că după antrenament, exact după, am un shake-ul hidrolizat, după 15 minute după ce mi-am băut shake-ul ăla am dextrină și de-abia după 30-40 de minute am crema de orez. Acum am ajuns acasă, dextrina mi-am băut-o,
Și când l-am băut, trebuie să mai aștept vreo 10 minute înainte să mănânc crema de orez. Doar că avem o misiune. Am acest shake care miroase absolut îngrozitor și va trebui să-l punem, să punem apă fiartă în el. I-am pus și niște bicarbonat acolo, după cum vedeți, și să scoatem mirosul, pentru că, băieți, miroase extrem de urât. Așa că o storn din ibricul ăsta, o storn aici apa asta fiartă. Bun, am turnat așa, am împus și cu ăsta, o să-i pun și capacul, pun și capacul să iasă mirosul din tot, din tot shake-ul ăsta, din tot shaker-ul ăsta bun. Și vă țin la curent, vă zic dacă funcționează, dacă scoate apa asta fiartă cu bicarbonat mirosul din shaker-ul ăsta, pentru că sincer n-am mai încercat nici eu, n-am mai avut un shaker care îi miroase atât de îngrozitor. Haideți să vă arăt acum crema de orez. Cam așa arată, o știți din atâtea vloguri. Eu mă pregătesc, am o mănânc pe toată. Am mănânc destul de mulți carbohidrați, adică am mănânc destul de multe calorii, destul de mulți carbs și sincer nu mi-e chiar așa foame. Dar intră, asta intră rapid. Mai am două mese pe lângă crema asta de orez. Și trebuie să mă duc să mă pregătesc să fac mesele următoare, adică mesele pe ziua de mâine, cum vă sfătuiesc și pe voi să le faceți cu o zi înainte. Mănânc și revenim. Oh my god, ce tranziție, nici nu știu dacă mi-a ieșit, mă rog. Am revenit de la penultima mea masă, clasicul piept de pui cu orez. Am aici o sticlă cu apă, are 500 de mililitri, bine ar fi să dau gât vreo două de astea la masa asta. Da, cam asta a fost vlogul de azi, așa că dați acolo subscribe, share masiv, știți voi, dați spam în comentarii ce vreți voi. Eu cam asta am fost pe azi, revenim zilele viitoare, mese de susținere, nu mai știu cât suntem, 360, cât om fi, hai să ne strângem cât mai mulți, eu m-am dus pe vlogul ăsta